Bună ziua și mă bucur foarte tare că sunteți alături de noi la conferința de presă ca să vă facem o mică prezentare campionatul național de alergare montană. Mă și prezint, sunt Carmen Chimerel, președinta Asociației Progres Oradea și colegul meu Marcel Laza. Pentru mine e o mare bucurie că se ține acest campionat în județul Bihor, care va fi pe 7 iulie la Stâna de Vale, în comuna Budureasa. Alergare montană de Master 35+. Și să sperăm că vor fi cât mai mulți participanți. Organizarea este foarte bună și așteptăm cât mai multă lume alături de noi. Eu o să-i dau cuvântul la Marcel să povestească mai multe despre această competiție, pentru că el este maestru acestei probe, să zic așa, pentru că eu sunt foarte mândră de el, pentru că a participat la campionate mondiale, europene și ne reprezintă cu mare cinste. Marcel, te rog frumos să ne povestești puțin despre campionat. Da, înainte de a intra în detaliile evenimentului, aș vrea să mulțumesc câtorva persoane. Și aici mă refer la Federația Română de Atletism, Comisia Atleților Master, care mi-a dat ocazia să organizăm acest eveniment în județul Bihor, la Stâna de Vale. Aș mai mulțumi primăriei Budureasa, Consiliul Local și nu în ultimul rând primarului Magda Adrian, care ne-a sprijinit și a fost de acord să organizăm evenimentul pe rata Comunei Budureasa. Și acum aș intra în detaliile evenimentului. La Campionatul Național de Alergare Montană vom avea două curse. Cursa scurtă, care va fi pe o distanță de 11,5 km, cu o diferență de nivel de 500 de metri. Și a doua cursă lungă, de 33 de km, cu o diferență de nivel de 1500 de metri. Ambele curse vor avea loc în data de 7 iulie la ora 9, start comun. Traseele, pe tot parcursul traseului, vom avea 5 puncte de hidratare, unde sportivii vor putea să se alimenteze cu apă, energizante, dulciuri și alte produse care... Ce să vă mai zic aici despre... Vom avea salvare la fața locului pentru siguranța sportivilor, o să avem salvamontul Oradea, care ne va susține, și localnici cu ATV-uri și mașini de teren, în caz că va fi ceva probleme, sper că nu fie, să fie în timp util să ajute sportivii. Deci sportivi, în jur de 70 de sportivi care vor concura în cadrul campionatului național și o să mai fie și sportivi care nu sunt, sunt mai tineri și vor să facă mișcare. Care sunt aceleași probe ca și la, da. Și cum se desfășoară? Deci plus 35? Da, plus 35 și din 5 în 5 ani să fac categoriile. Plus 35 până la 40. 40, 40, 44, 45, 50 și tot așa. Până la 80, la 80 numai. 80. Acolo se încheie. E prea periculos, e și altitudine. E și... De la 80 de ani trec la marș. Că este și proba de marș. Deci traseele vor fi marcate cu bandă de culoare roșu cu alb. Vom avea și săgeți de direcționare. Plus voluntari. Ridicarea kiturilor va fi în data de 6, de la ora 18 până la 21 și în data de 7, de la ora 7 la 8:30. Vreau să mai specific, sportivii trebuie să aibă asupra lor obligatoriu telefon mobil funcționabil, Adidas Tip Trail, foiță de ploaie și folie termică. Organizatorii care sunt? Progres Oradea. Acest Progres Oradea. Primăria Budureasa. Primăria Budureasa cu Consiliul Local. Da, și primul Federația Română de Atletism, Comisia Atleților Master. Clubul Atletic Bihor. Vom avea la start și sportivi de talie
internațională și aș număra aici câteva persoane care în ultimii 2 ani au luat medalii la... Și aș începe cu Sasu Nicoleta, campioană mondială la alergare montană, Austria. Cârlan Nicoleta, campioană mondială la semi-maraton. Vasile Hârjoc, campion mondial la alergare montană pe distanță lungă. Petre Dragomir, anul ăsta vice-campion mondial și european în Portugalia și tot în Portugalia la Madeira. Și vom avea și echipa de M50, de unde fac și eu parte, campioană mondială în Finlanda, la cross. Și sperăm că anul ăsta la campionatul mondial să venim cât mai în față, să aducem o medalie, dacă se poate, de aur. În Suedia, septembrie. Amândoi suntem 50 plus, da. Suntem oameni care am făcut sport toată viața. Avem proiecte că ne dorim să facem și campionate mondiale și europene dacă ajută bunul Dumnezeu ca să le aducem în județul Bihor. Chiar ne dorim lucrul ăsta foarte tare. Propun campionatul național de acest fel în Bihor de când s-a dat? Deci campionatul național de alergare montană master e singurul care s-a mai ținut ceva de ultramaraton la Șumpuiuș anul trecut, parcă. Deci în fiecare țară are echipa ei cu care se prezintă la campionatul mondial. Sportivii care și-au făcut baremuri și care pot să... E o probă foarte grea. O să vedeți acum când... Eu anul trecut am venit locul 3 la europene în Elveția, dar cu mâna ruptă. La kilometru 12 era o poartă, se trecea pe terenuri la oameni și era o poartă care era închisă. Am trecut prin 10 până să ajung la poarta aia și le împingeai și era coar și reveneau înapoi. Și pe o coborâre, vinând în viteză, poarta era alt sistem, se ridica în sus, nu se împingea. Și venind în viteza aia, când am încercat să împing, avem siguranța că sigur se duce, m-am întors invers. Și am căzut în noroc că mi-a rămână, că era să rup gâtul. Păi nu ne-a atras, ne-a zis că sport, vă dați seama, trecând prin 10, ne gândeam că toate sunt la fel. Da, e un sport greu, dar frumos. Sunt niște peisaje foarte frumoase. Atletismul în general e un sport greu și sporturile individuale în general sunt grele față de cele de echipă. Avem sportivi din Tulcea, dar mai departe Constanța, Iași, Bacău, Baia Mare, Craiova, Timișoara, Cluj, sportivi din toată țara. Premiile ce vor? Medalii și tricou de campion. Premiile de Federația Română de Atletism. Înmânate de Federația Română de Atletism. Reprezentat de Brănișteanu Gabriel și Rosetnic Valeriu. E greu, fiindcă e pe munte și e de umblat mult. Trebuie să marchezi terenul, trebuie să găsești traseele care să fie... Îți trebuie multe aprobări de la Parcul Național, de la Salvamont, de oameni, la... De e nevoie de mulți voluntari. Da. E mai dificil ca și un concurs care e pe șosea sau e pe stadion. Exact. Cam de câți voluntari? Deci, cel puțin 30 de voluntari. La fiecare punct de hidratare ne trebuie 2 voluntari unde să servească, pună apă în pahare la sportiv, să taie fructele sau, eu știu, chestii din astea. Cam câți practicanți avem în România? În România a început să... Alergările montane au început în urmă cu vreo 14 ani, mai serios. Dar de la an la an sunt tot mai mulți. Și competițiile sunt tot mai multe. Prin curaj, peisajele frumoase, atmosfera sportivii. Ca și la concursurile de montane, atmosfera e alta față de concursul de șosea. Nu știu, și oamenii sunt altfel, nu știu. Ați văzut că dacă mergeți prin pădure la drumeții, te întâlnești cu omul fără să-l cunoști, te saluți, nu știu, mai apropiat așa. Și cu bicicleta puteți merge pe trasee, dar e destul de greu. Da, și trebuie să anunțăm că domnul Florin Mihalca va fi comentatorul acestui campionat național.
Se face un pic de atmosferă. Mulțumim tare mult. O să fie un campionat foarte frumos. Da, eu zic că va fi cel mai frumos campionat care a fost până acum. Și vă așteptăm și noiembrie la Beiuș Running Day, pe 2 noiembrie, unde e a 5-a ediție și va fi o ediție specială. De la an la an creștem ca număr de sportivi. Avem. Ăștia o să fie separat premiat în altă categorie. Nu intră în campionatul național. Ce intră în afara campionatului, da, au dreptul ca să... O să primească premii, o să primească medalii. Medalii o să primească toți sportivii care termină cursa, medalie de finisher. Deci toți sportivii o să ia medalie de finisher. Da, de participare. Să aibă o amintire și dacă n-au prins... Să rămână cu ceva de la Stena de Vale. Mulțumim tare mult! Mulțumim că ați fost alături de noi și... Doamne ajută! Doamne să fie bine! Fie.